Infocons te ajută să cumperi chiar și online. În ultima perioadă, Comisia Europeană a realizat un studiu în toate țările membre ale Uniunii Europene pe zona aceasta a comerțului online. Ceea ce a găsit este până la urmă terifiant. 38% dintre site-urile care fac comerț online încearcă să te inducă cu mesaje false. Cred că trebuie să fim mai atenți și mai responsabili. Au apărut produse contrafăcute pe zona de online, medicamente vândute online e ilegal să cumperi medicamente online și nu că încalci legea. Faptul că poți să cumperi un produs care nu e medicament, seamănă cu medicamentul, dar are altă substanță activă și s-ar putea nu numai să te păcălești, ci chiar să te îmbolnăvești. Cumperi produse care par de brand la niște promoții extraordinare, 80% reducere la o pereche de ochelari de brand, 70% reducere la nu știu ce haine de brand și s-ar putea să le plătim și să nu le mai primim niciodată sau să le primim și să ne dăm seama că sunt contrafăcute. În momentul în care discutăm despre un site, e important să alegem un site care este găzduit pe teritoriul României sau măcar pe teritoriul Uniunii Europene, ca legislația Uniunii Europene să ne poată proteja. Cumpărăm online, indiferent de motivul pe care îl avem, putem să returnăm un produs în 14 zile. Nu ne poate opri nimeni să returnăm produsul, să ne primim banii înapoi, că e vorba de haine, că e vorba de electroni, de electrocasnice, de încălțăminte, sau de mai știu eu ce. Și să nu uităm un lucru, nu trebuie să ni se pună sau să ni se impună să le returnăm înapoi în ambalajul original. Putem să le trimitem chiar și într-o pungă. Legislația vine și ne ajută ca să nu mai stăm și să avem grijă să lipim cutii sau să mai ne închiriem o cameră ca să ținem toate cutiile în perioada de garanție sau măcar în perioada de retur a produselor. În momentul în care cumpărăm online, ne uităm la cine deține site-ul, să fie toate datele de identificare ale companiei respective, un număr de telefon, o adresă a sediului social, iar pentru site-urile care sunt găzduite pe teritoriul României și le sunt operate de societăți comerciale românești, intrăm pe site-ul verificăm dacă firma respectivă care vin de ochelari nu are cumva un obiect de activitate de construcție sau de brutărie sau nici măcar nu există. Este o verificare simplă și gratuită. Ceea ce este important, trebuie să existe un număr de telefon. Și n-ar fi rău ca înainte de a comanda să sunăm la acel număr de telefon să vedem dacă există numărul sau dacă nu ne răspunde o mătușică care face sarmale pe acolo. Așa că discutăm despre comerț online, suntem mai atenți, suntem mai responsabili și cumpărăm puțin mai cu cap. Iar când spunem că cumpărăm mai cu cap, la ce trebuie să fi Atenți, nu dăm niciodată codul de pe spatele cardului, nu dăm niciodată parola cardului, nu dăm niciodată alte date de identificare ale cardului în afară de cifrele care se regăsesc pe fața cardului și până la urmă perioada în care este validitatea acelui card. În cel mai rău caz, în momentul în care un anumit site și ne dă acest tip de siguranță, să spunem, putem să bădăm și cele patru cifre care sunt pe spatele cardului. Nimic mai mult. Nimic mai puțin. Iar în momentul în care discutăm despre plăți online, ar fi bine să ne facem un card exclusiv pentru plăți online și să facem transferul din cardul de salariu, un cardul de transfer online. Este gratuit de către toate băncile pus la dispoziție un astfel de sistem. Cumpărăm online în ultima perioadă, mai ales mâncare. Cumpărăm produse gata preparate. Cumpărăm de la Cozonac și Ciorbă și ne comandăm la birou sau acasă mâncare gata preparată. Trebuie să fim atenți sunt informațiile cu tipul ingredientelor pe site-ul respectiv, sunt informațiile care ne satisfac din punct de vedere a ce conține ciorbă de perișoare cu carne de balaur sau cu carne de vită, cu sare sau cu zahăr, cu euri sau fără euri. Cred că e important să avem toate aceste informații. Nu le regăsim pe site, nu comandăm. Și nu în ultimul rând, în momentul în care discutăm de comerțul online, să ținem minte, avem drepturi. Avem dreptul de a face o reclamație, avem dreptul de a returna în 14 zile produsul și când cumpărăm mai ales produse din acestea turistice, care le cumpărăm azi, dar le utilizăm peste o lună, două, cinci sau poate chiar șase luni de zile, să facem neapărat captură de imagini cu toate promisiunile care sunt făcute în acea, să spunem, ofertă extraordinară și mai ales la un preț foarte bun, fiindcă s-ar putea ca hotelul care ne este promis că este pe plajă să luăm poate două mijloace de transport, poate și nu să ajungem la plajă și atunci să putem face o reclamație eficientă. Dar ceea ce este cel mai important de ținut minte, pe întreg teritoriul Uniunii Europene putem returna produsele în 14 zile fără niciun fel de obligație. Așa că cumpărăm în general produse de pe teritoriul Uniunii Europene, din România, iar cu aplicația gratuită Infocons facem și o reclamație, verificăm și produsul, dar ceea ce cred că este cel mai important este să nu ne lăsăm păcăliți. Iar dacă am pățit, le Ferește, un caz, facerea unei sesizări, a unei reclamații ne ajută și pe noi, dar mai ales cei care vin după noi s-ar putea să nu mai pățească același lucru, fiindcă ori site-ul este blocat de către autorități, ori compania respectivă își reajustează, să spunem, tot ce înseamnă partea aceasta de termeni și condiții. Citim termenii și condițiile, ne uităm la datele de contact ale companiei respective și suntem atenți la greutatea produsului, la dimensiunea produsului, să nu cumpărăm cumva un fotoliu pentru acasă și să ne trezim cu un fotoliu mic pentru căsuța cu povești.